Avem imagini incredibile din secția ATI a Spitalului de Neurochirurgie din Iași, locul în care ajung pacienții infectați cu COVID-19. Unul dintre medici a povestit cum arată o zi în secția de terapie intensivă în plină pandemie. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. La Spitalul de Neurochirurgie din Iași au fost pregătite 16 paturi la secția de ATI pentru pacienții diagnosticați cu coronavirus. Acolo lucrează medicii din prima linie care trebuie să-i salveze pe cei infectați cu COVID-19. Unul dintre medicii care lucrează direct cu pacienții infectați povestește cum starea unui bolnav se poate agrava de la minut la minut și cum stresul domină viețile cadrelor medicale. Sunt zile în care ies din gardă și observ că starea pacientului pe care l-am supravegheat se înrăutățește. În acel moment, tot ceea ce contează pentru mine este să văd că starea lui este stabilă, nu te mai interesează nici de bani, nici de plecat acasă, te interesează ca acel pacient să fie bine, a spus doctorul Vlad Hârtie. Și astfel, medicii de la terapie intensivă duc o luptă continuă contra cronometru. Ca medic la secția de ATI trebuie să știi protocoalele. În momentul în care devii impacientat, aplici protocoalele și sigur nu dai greș. Frica uneori te ajută, alteori te poate bloca, a mai povestit doctorul. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie mai spun și că există o diferență mare în procesul de tratare a pacienților cu COVID-19 față de ceilalți pacienți și asta pentru că purtarea costumului specific îngreunează foarte mult activitatea. În acest moment, la secțiile de terapie intensivă ale spitalelor din țară sunt internați 231 de pacienți.